În urma anchetei epidemiologice de la Spitalul Municipal Câmpulung s-a stabilit că au existat două expuneri profesionale și una comunitară. Cea din urmă a venit din comuna Godende, unde evoluează un focar de COVID-19 încă din data de 3 aprilie. Conform DSP Argeș, focarul din comuna respectivă ar fi la originea infectărilor din Spitalul Municipal Câmpulung. Menționăm că prin hotărârea CGSU din 3 aprilie 2020, Spitalul Municipal Câmpulung a fost desemnat drept spital suport pacienți COVID-19 suspecți sau Pozitiv. DSP și a identificat 43 de cadre medicale și personal auxiliar din mai multe secții ale Spitalului Municipal Câmpulung, care au fost expuși contactului apropiat la serviciu. Dintre aceștia, 17 cazuri simptomatice au fost confirmate COVID-19, iar 6 au fost infirmate. La 23 de contacti simptomatici, de la care au fost prelevate probe, se așteaptă încă rezultatele finale. Au fost identificați și 42 de contacte apropiați din familiile celor confirmați drept infectați cu virusul COVID-19, starea de sănătate a lor fiind monitorizată activ. Toate cazurile confirmate au fost transferate la spitalul Orășenesc Mioveni. S-a suspendat activitatea pentru 48 de ore în două secții ale Spitalului Municipal Câmpulung pentru efectuarea curățeniei și dezinfecției. S-a dispus ca personalul medical să fie instruit pentru purtarea echipamentului de protecție individuală la intrarea în fiecare tură. Prefectul Emanuel Soare a declarat că cei responsabili pentru extinderea infecțiilor în Spitalul Municipal Câmpulung vor fi trași la răspundere propunând Ministerului Sănătății demiterea lor din funcții.